Salutare, dragilor! Astăzi vedem noul HUD, parte integrantă a comunității New Life Roleplay România. După cum se vede, sus în dreapta avem numele comunității, ora serverului, data, ID-ul, dar momentan nu raportează ID-ul corect. Delay-ul pe care îl avem față de server este compatibil cu Salty Chat-ul. Avem 4 stage-uri de voce, primul fiind Whisper-ul, al doilea normal range-ul, 3 și 4 shout. În momentul în care se vorbește, microfonul se face verde, antena din dreapta ne indică că avem semnal radio și dacă folosim și radio-ul, putem să vorbim liniștiți. Mai jos ne indică bănuții pe care avem disponibili la noi. În stânga avem viața, armură, nivelul de fomică, nivelul de sete, după cum se vede, sunt pe roșu. Și acum suntem bine. Iar dacă ne suim în mașină, să ieșim pe intrare, pentru că așa se face. Colțul din stânga sus, sau mă rog, colțul din stânga jos, mai exact, vede și strada pe care ne aflăm, bulevardul și cu strada principală. Update real time, limita de viteză, iar în dreapta vitezometru, combustibil rămas, centurică și alte chestiuni de acest gen. Urmează să mai facem câteva modificări la ea. Aș vrea, spre exemplu, să putem arăta în momentul în care pornim girofare stroboscope, să avem un indicator ceva în dreapta. Momentan nu avem, dar vom avea. Acum se iese din mașină, se strânge frumos și cam aia. Încă puțin și dăm drumul serverului. O așteptăm cu drag. Dorian Popescu am fost. Toate cele bune.